Sunt fascinată de ceea ce se întâmplă astăzi în școlile acestea care au reușit să acceseze proiecte digitale. De ce? Pentru că una din competențele pe care le formăm, începând de la clasele primare, sunt competențele digitale. Prin intermediul acestor competențe ne aliniem la sistemul european, de fapt, pentru că nu putem să rămânem în urmă. Copiii au abilități foarte mari și, bineînțeles, că au nevoie de moderator, de coordonator, de oameni care să-i dirigeze pozitiv într-o anumită direcție, în formarea cadrelor didactice, deci pe lângă formarea online, este formarea prin intermediul webinarilor. Și acest lucru este minunat, deoarece se bazează pe schimb de experiență, pe exemple de bune practici, pe modele pe care colegele care utilizează și care au abilități în acest sens, pentru că, să fim sinceri, nu toată lumea utilizează cu ușurință aceste device-uri. Dar, intrând în comunicare directă cu alți colegi, sunt interesate aceste cadre didactice pentru a se updata, pentru a-și dezvolta aceste abilități. Copiii deja, începând de la clasele pregătitoare, și pot să spun că de la învățământul preșcolar, deja ei manevrează cu foarte multă ușurință aceste instrumente digitale. Și atunci este obligatoriu ca și cadrele didactice să se perfecționeze astfel încât să fie la nivelul copiilor lor, dacă nu mai mult.